Jantele sunt pe 20, dați pe 19. Mi-o dai și mie să o conduc sau o conduci doar tu? Cum vrei? Bă, nu prea o dau. Mie mi se pare mai elegant, să zic așa, să conduc mașina încet. Adică dacă are cai mulți, nu înseamnă că trebuie să... Te duci după cal și te întorci cu măgar. Da. A, sunt cai mulți pentru 18 ani. Sunt cai mulți și suficienți. Și am trebuit, auziți, dar M4 aveți? Deci prin București am avut o mare frică să-mi lovesc mașina. A lovit prost M4. M4-urile se conduc altcumva față de serie, adică... Dacă le acționezi imediat... Adevărat. Pe autostradă era volanul plin de apă la transpirație. Păi da, bag-o aici, că bâzie ăsta pe aici, cum ești, cincă și mie să nu, că se dă pe roată și să nu bâzie până mașină. Are 18 ani, conduce un BMW M4 Competition de 510 cai. Hai să vă spun câteva date despre acest M4. Este un M4 Competition de 510 cai. Are un motor de 3 litri, 6 în linie, biturbo. Are 650 de newton. Modelul pe care îl avem astăzi aici și îl prezentăm face 0-100 în 3,6-3,7 secunde 100. Mașina asta are o configurație foarte mișto. Are farurile cu laser. Jantele sunt pe 20, dați pe 19. Jantele sunt atipice, pe spate sunt cu o lățime de 20, iar pe față sunt cu o lățime de 19. Jantele de pe mașină sunt niște jante cu totul și cu totul deosebite, pentru că cele de pe față au un diametru de 19 inci, iar cele de pe spate au 20 de inci. Discurile de frână de asemenea sunt foarte mari și pe față și pe spate sunt perforate. Și ce îmi place foarte mult la mașina asta este că au integrat foarte mișto pavilionul ăsta de carbon, pe care eu prima dată l-am văzut la un BMW M6. Haideți să vă arăt acum cum arată un motor de 3 litri. 6 în linie, biturbo, stai să vedem pe unde se desface ăsta, că nu o găsesc. Așa. One eternity later. Ia uite, mă, uzina aici. Foarte frumos. Nu prea am ce să vă spun mare lucru aici, decât că avem aici inscripția celor de la BMW M-Power. Mă uit și eu ca un copil de la mic. Foarte, foarte tare e chestia asta. Este foarte întărit cadrul motor, ceea ce nu prea văd la multe mașini. Asta rigidizează foarte tare caroseria. Mi-ai dat și mie să conduc sau conduci mai tu? Cum vrei. Bă, nu prea o dau. Nici problemă. Hai că nici conduci tu. Nu e chiar nicio problemă. Gata, hai, conduce el. Mi-o dai și mie să o conduc sau o conduci doar tu? Cum vrei. Bă, nu prea o dau. Nicio problemă. Hai că atunci o conduci tu. Chiar nu e nicio problemă.
Gata, hai că conduce el. Hai mă, voi chiar credeți că Oltean la Oltean nu dă mașina? Pă bune acum! Haide, gata, dați-vă jos. Aulea, a venit peste mine. Gata, mă dau jos. Poftiți! Băi, astăzi este o zi foarte, foarte frumoasă. Cred că este printre ultimele zile călduroase cu soare. Am prins o vreme excepțională. Și astăzi facem vlog cu o mașină super, 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 super mega tare. Știți că eu sunt fan Audi, dar nu pot să rămân imun și să nu spun că sunt profund impresionat de mașinuța în care ne aflăm astăzi. Este vorba despre un BMW M4 Competition. Ce an e ăsta? 2021. Îl avem aici alături de noi pe proprietarul acestei mașini. Este un băiat foarte simpatic, un băiat cu foarte, foarte mult bun simț, care de fiecare dată îi spun, te rog frumos, spune-m Aline, nu pot. Să trăiți. Vă sun eu, vă fac eu, vă dreg eu. Mă domnește tot timpul, îi spun de un an de zile de când îl cunosc. Băi, spune-mă Aline, pipui, spune-mi. Nu, el nimic. Deci n-am întâlnit bun simț ca la băiatul ăsta de când sunt eu și umblu peste tot. El vrea să rămână anonim, o să-i respect decizia, o să vorbim astăzi doar despre mașina în care ne aflăm. Mă repet, este o mașină senzațională, o mașină foarte șmecheră. Recunosc că este prima oară și prima oară când mă urc într-un M4 și prima oară când mă voi plimba cu un M4 Competition. Și hai să-i dăm drum. Între timp o să vă spun un pic despre mașină. Ia să o auzim cum pornește. Mamă, dar cum se aude evacuarea? Evacuarea e stoc, nu? Da. De M. Hai să povestim un pic cum ți-ai luat tu M4. Eu știu că tu n-ai vrut să-ți iei, adică tu ai vrut să-ți iei M4, dar s-a nimerit să-ți iei M4. A fost destinul. Spune-ne cum ai ajuns tu la mașina asta, care a fost prima interacțiune, ce ai vrut să faci tu, cum ai... Deci, mie îmi place M4 de când am lansat modelul prin 2014, primul model. Deci de când ai văzut primul model ăla M4-ul ăla vechi? De când eram mic, eu am jucării acasă. Ai jucării cu M4? Da. Și ce ai zis, mamă, când mă fac mare? Da, eu am stat, când am văzut modelul și mi-a plăcut. Ai stat, deci când mă fac mare, eu pe asta mi-am. Acum câți ani ai? 18. Are 18 ani, conduce un BMW M4 Competition de 510 cai. Băi, dar vreau să vă spun, este primul, uite că mi se zburlește pielea pe mine. Este primul om cu care fac un car vlog care conduce o mașină de 510 cai și este foarte liniștit, frate. Deci omul este foarte liniștit. Eu mergeam până localitate cu 60 la oră, el mergea cu 40 la oră. Este mare lucru să știi să-și gestionezi mașina, să nu te ia valul. Spune-ne în continuare ce ai făcut tu. Deci ți-a plăcut M4 de când erai mic, de când a apărut primul model, da? Da, și vorbisem cu tati de pe la 17 ani, că la 18 mi-a seria 4. Așa ți-a promis el? Da. Și o dată la 3 ani mi se pare că BMW-ul scoate facelift-ul și la 4... Și la 4 ani scoate alt model. Radical. Da. Și s-a nimerit fix în anul în care fac 18 ani să-l schimbe. Mă, să știi că inițial eu când am văzut mașina prima dată că au lansat-o, mi s-a părut foarte urâtă. Nici mie nu mi-a plăcut. Deci, foarte, foarte urâtă, mi se părea... Ce? Dita, ai găurile acolo? Dar obișnuindu-te cu modelul și văzându-l, nu zi de zi, că nu poți să spui că este o mașină pe care o vezi zi de zi pe stradă. Dar văzând poze, filmulețe, a început să-mi placă mașina, a început să o percep în altfel. Mi s-a părut urât inițial și vorbisem cu un dealer la BMW să mi-l prinde când îl bagă. Ei au scos modelul acum un an și ceva, dar l-au băgat destul de târziu în România. A, deci lansarea în România a fost destul de târzioară, nu? În România mereu e mai târziu decât. Și în realitate nu mi s-a părut așa urât. Când ai văzut-o în realitate? Unde ai văzut mașina prima dată în realitate? La Bavaria. La Bavaria, nu? Da. Și? Era superbă. Deci ai văzut M4? Nu, seria 4. Ai văzut seria 4. Și ce ai zis? Gata.
Am zis că asta e mașina de mine, că mă caracterizează, nu știu. Deci, ai luat decizia să îți cumperi un M4, nu? Nu, inițial era seria 4. A, așa, deci ai luat decizia să-ți cumperi un seria 4. Da. Zici și făcut. Ce ai făcut tu când ai ajuns acasă? Cum ai făcut? Eu mă uitasem mai demult cu mami de când au scos modelul să ne uităm să configurăm mașina, cum mi-ar plăcea mie. A, tu deja era cu premeditare treaba, deja erai instruit. Așa. Eu de mult mă uitasem după seria 4 asta, nu? Și m-am uitat că au băgat și M4 între timp. Așa. Și am zis că hai să configure și M4, că e altceva față de seria 4. Adică M-urile față de serii mereu sunt diferite. Adică tu ai lucrat pe două fronturi, ai configurat, da. ai fost bagabond. Mă gândesc că poate convinc pe tati să-mi ia M4. A, deci tu erai, era chestia că o să-ți cumpere seria 4, dar tu în sufletul tău îți doreai M4. Da. Corect. Deci am bifat-o pe asta, gata. Ai prins-o pe asta, da? Deci vezi, mă, la 19 ani, cum, la, nu 19, la 18, nu? La 18 ani, mă, vezi, bagabond, Albert, ce a zis? Fac pe aia, cine știe, poate între timp să răzgândește, îl combin pe tati, mai bobinez orbele acolo la el și cine știe, poate mi-a M4. Eu luasem toate variantele posibile, mă uitasem și după GTS-ul de la Mercedes și 911, că ăsta îmi plac. Bă, să spun sincer, cred că mi se pare mult mai accesibilă și mult mai tinerească un pic și mai frumoasă M4. Pentru un tânăr M4 decât Porsche-le și decât da. GTS-ul. Părerea mea. Mie 911 mi se pare sub M4 pe interior. Păi da, n-are nicio treabă cu... Așa deci... că performanță, bine, nu sunt, încă nu sunt la nivelul ăla să vorbesc eu de performanțe și... Păi da, tocmai am spus și la începutul vlogului, conduce enervant de încet. Nu știu cum conduci tu altă dată, dar te văd cum mergi foarte atent, mergi foarte încet, nu ești genul ăla să prinzi mașina să o omori. Nu cred că ești genul ăsta. Mie mi se pare mai elegant, să zic așa, să conduc mașina încet. Adică dacă are cai mulți, nu înseamnă că trebuie să cai. Bun asta. Așa. În oraș, cel puțin, nu știu, vezi tot felul de E30-uri care merg glonț. Și tu mergi liniștit, frumos, în... Da. Păi, dă-i înainte. De exemplu, prima oară când, nu mai știu, la o lună și două, i-am condus 850 euro, tati, prin oraș. Și m-au depășit la E30-uri de... Așa mi se întâmplă mie când sunt cu E8-ul sau când sunt cu... Bă, deci nu se dau mașini de-alea șmechere la tine sau ceva. Numai da. Catarăgi, numai toate... Pisicile și toate 46 și toate Passaturile și toate Luganurile. Zici că se ridică Schumacherul din ei. Dar nu că tot aia am zic. O, că ai mașină de 500 de cai și nu-i dai. Îmi place gândirea lui Albert, îmi place că e cumpătat și că mai rar la 19 ani să poți să-ți gestionezi gândirea în felul ăsta. Așa, te-ai dus acasă, ai configurat mașinile, bam, bam, bam. Da, și deci mașina pe care am configurat-o e eu, e exact ca asta și interior și exterior. Deci tu ți-ai configurat mașina M4 exact cum e asta. Da, doar că pe culoare albastru. Exteriorul era albastru. Da, și mamei configurase tot la fel ca mine, că ne-am... Da. Așa, doar culoarea negru, exact cum e asta, deci mami a făcut. A, deci ea a făcut, ea a fost 100% meci. 100% meci. Da. Mamă, mâncați, îți dai seama ce chestie? Așa, și te-ai dus după aia, că eu știu istoria, dar eu știu povestea și de-aia am permis să zic ce ai făcut, da, ca să continui tu. Și te-ai dus să-ți comanzi mașina, nu? Seria 4. Seria 4, da, am încercat să-l comunic pe tati să luăm M4 ăla. Și ce a zis? Ce-ți trebuie mulți cai? Păi bine, măi, nea prietenul meu, nea Cristi. Păi cum? M-a dat cu sute de cai și băiatul fără sute de cai? Și i-a zis că nu-i, că poate să mă limiteze. A, deci ai dat variantă, limitează mașina. Pe mine mă interesează cum arată. Da, eu n-am luat-o neapărat pentru cai. Dar ideea era că îmi plăcea mai mult cum arată. Adică M-ul niciodată nu o să
Da, întotdeauna M-ul e diferit față de și la opțiuni, și la caroserie, la frâne, la suspensie, la foarte multe chestii. Așa, și ce a zis? Nu-ți trebuie mașină cu mulți cai. Cam omoară. Așa. Și eu recunosc, nu sunt stăpân pe mașina asta. Adică nu pot să... Pot să spun că nici eu n-aș fi stăpân 100% pe ea. Adică e greu să te obișnuiești cu o mașină, mai ales când generațiile astea noi se tot schimbă. Așa, de 3 luni de zile când o am, am mai învățat pe ea, dar nu pot să devii stăpân peste o mașină, să o controlezi tot. O mașină o înveți în câțiva ani de zile ca lumea, ca să știi toate chichițele. Da, și am fost la BMW să comandăm seria 4. Așa. Ne-am uitat la tot felul de opțiuni, pachete, etc. Am comandat online în final, undeva de ziua mea, prin decembrie, și a trebuia să vină de Sfântul Constantin până mai. De ziua ta? Da. Deci ai comandat mașina în... Pe 23 decembrie. În decembrie și trebuia să vină în mai. Când venise confirmarea. Da. Și pe 21 mai de Sfântul Constantin trebuia să... Să ridici mașina. Să ridic mașina, da. Și ce s-a întâmplat? Că știu că s-a întâmplat ceva. Undeva prin februarie, mai, a primit tati mail că o să întârzie comanda, mi-a zis, trebuia să vină până iunie. S-a întâmplat chestia asta din cauza pandemiei, din cauza lipsei de chipuri, de microchipuri, da, de lucruri. Acum aduce lipsă de chipuri, sunt mii de mașini care... Sunt mii de mașini care așteaptă... Încă nu se fabrică pentru că n-au chipurile. N-au chipurile ca să poată să fie vândute. Da. Și ai așteptat până în iunie, nu? Aștept până în iunie. În iunie a zis că mai întârzie o lună, două. Și pe la finalul iunie am primit... Bă, nu, a fost sunat tati de către doamna respectivă și a zis că sunt două opțiuni. Eu comandase mașina full. Da. Ori îmi vine... full și vine în 2022. Mamă, deci trebuia adică să mai un an și față. Un an și față decalare din decembrie 2020 îți venea în 2022, nu? Da. Hai de capul meu. Și practic nici nu te mai bucurai de ea când o primeai. Era mi-a venit mașina după 2 ani. Da. După un an și ceva. Ori îmi venea atunci și full, ori îmi venea peste vreo 2-3 luni, adică aproape prin iarnă. Da. Dar îmi venea cheală, cum să zic. Adică fără opțiuni. Adică singura opțiune pe care o avea era pachet M. Ah. Și în rest nimic, interior. Mm-hmm. Și nu era, nu știu, la BMW sunt mai multe motorizări. Motorizări. Eu am stat foarte mult și după motorizare. A, tu comandase inițial 430. Da, diesel. Păi, inițial când a ieșit modelul ăsta de seria 4 nou, iese 2000 benzină și 4000 și 3000 benzină. 4000 nu cred că e. Nu știu dacă e 4-4. Nu e. Ieșise 2000 benzină și 3000 benzină, nu iese diesel. Tatea a zis că păcăție diesel, că nu știu ce consum. Pe asta, de exemplu, n-am consumare. Cred că are 9-10 maxim, nu? Nu, am 15, da. 15, păi da, dar mergi foarte mult pe oraș. Da, eu foarte rar să scot mașina asta în afară, că nu a stat. Așa, și ce s-a întâmplat? Și eu, adică n-am... Adică nu-mi plăcea să... iau mașina chiară, nu mă... Adică parcă era... nu era ce-am comandat eu. Da, nu era ceea ce... E nasol să întorci aici. Da. Este foarte nasol să îți faci un vis, să-ți creezi o imagine la ceea ce îți dorești. E exact vorba mea, mă. Te duci după cal și te întorci cu măgar. Da. Nu, e... Păi când seria 4 a ieșit în 2014, eu aveam 12 ani când mi-a plăcut modelul. De 6 ani să aștept o mașină să nu-mi vină ce vreau eu. Mamă, îți dai seama, după 6 ani să nu-ți vină nici ce îți dorești tu din suflet. Da. Eu am tot dat mesaje la BMW până America și am zis că știți că... Le-am scris în engleză că știți că eu de mic îmi place modelul ăsta, e seria 4, tata e fan BMW, e membru BMW. Și zis, de ce nu-mi dai și mie? De ce nu vrei să nu... Deci ai dus chestia asta la extrem încât ai trimis mail la, în America, da, în state? Am dat mesaj pe Instagram la BMW. Păi ce treabă avea BMW? Nu știu, m-am gândit că poate printr-un noroc se uite și ei peste mesajul meu. Că nu-mi plăcea ideea să-mi vină mașina chiar sau să vină peste un an.
Și păi, acum... crezi că avea o legătură BMW din Instagramul BMW din state cu fabrica? Nu cred că avea o legătură. Dar m-am gândit că cine știe cum se întâmplă. Cum deci atât de mult îți doreai mașina asta încât ai recurs la niște chestii care chiar știai că poate nu au nicio rezolvare sau ceva, știi, dar totuși sperai că, da, bă, poate vede cineva de la BMW mesajul meu. Și m-am gândit că oricum, chiar și dacă eu chiar n-ai rost, eu iarna, de exemplu, nu vreau să o scot pe asta, mai ales când o să ningă, că, na, tracțiune în spate, aia era 4x4, dar oricum, câteodată nu pot să o scot, că e zăpada prea mare. Da. Și au adus între timp la Bavaria, acolo au adus un M3. Nu mai știu, are 500 și de cai și ăla. Da. Și tati m-a întrebat, bă, vrei M3-ul? Și am fost în dubii, ba să aștept seria 4 să vină în 2022, ba să-mi iau M3-ul. Da. Și am zis că... mai bine prefer M3-ul. Prefer, nu, că prefer seria 4. Așa, deci tot pe seria 4 ai rămas. Dar eu nu eram neapărat pe M4 pentru cai. Da. Așa... Ți-ți plăcea caroseria de la M4? Da. Cum arată? Seria 4 ăla de cum am asim eu, 3000 diesel, avea 287 de cai sau 86. Da. Avea... sunt cai mulți pentru 18 ani. Sunt cai mulți, suficient, are cuplu. Da. Dar mie îmi plăcea maxim caroseria de pe seria 4. Deci tu îți doreai mașina asta fix pentru designul exterior, cum arată, și pentru interior, bănuiesc, că îți place și, ți-a plăcut și interiorul foarte mult. Așa, și te-ai dus să vezi? M-am dus să văd M3-ul. M3-ul, deși tu îți doreai M4, da, seria 4. Și acolo mai era un M5, modelul ăla de M5, cred că e Competition, F10. Modelul ăla cu tracțiune 4x4, shader 4 față spate integral. Da. Stai, mi-ai zis că, bă, dacă îți place ăsta, M5 cum nu știu față de M4. Dar eu aveam un coupe. Da. Și ai zis că dacă îți place ăsta, ți-o apasta. Și când am întrebat-o pe doamna câți cai are, și ai zis că, nu mai știu, 650 are ăla. Ai zis că e prea mult. Da. Ai zis, no. Și am stat afară, eram cu ai mei afară și ne gândeam ce să... afară în curte la Bavaria. Afară în curte la Bavaria și te gândeai ce decizii să iei. Mă gândeam dacă să iau M3-ul sau să... sau să aștept după seria 4. După seria 4. Stăteam și mă gândeam și ai stat, că... du-te cu doamna în birou. Am stat și m-am gândit că tati mi-ar lua M3-ul care are foarte mulți cai. Și am întrebat, auziți, dar M4 aveți? A zis că stai să mă uit, nu știu ce, și a zis că da, am două modele. Tu ai întrebat-o? Da. Deci nu a știut nimeni altceva. Tu ai avut așa un feeling, aveți M4. Exact cum te-ai duce la magazin. Aveți țigări? Aveți țigări la bucată? La bucată. Da. Și era... avea un M4 ăsta în curte. Da. Și trebuia să mai vină unul de prin afară. Avea chipul respectiv. Adică ăsta se fabricase deja. Și mie asta mi-a sărit în ochi. Ai văzut-o pe asta? Da. Mua. Ce ai zis? Pua! Am zis că asta e pentru mine. Sora mi-a sunat disperată că unde sunt, că de ce nu mai vin, mama la fel. Și eu admiram mașina. A zis doamna respectivă că se duce după cheie. Am deschis-o, am văzut că e fix interiorul pe care îl voiam eu. Deci, băi dragii mei, băi hoților, ca să înțelegeți și voi, deci el și-a configurat mașina pe care și-a dorit-o acasă. A comandat altă mașină pentru că tatălui nu era de acord să-și ia o mașină cu foarte mulți cai. Iar când, din cauza împrejurărilor că mașina nu a putut fi livrată nici după 5-6 luni de zile, el s-a dus să ia o decizie ce mașină ia și când colo a găsit la Bavaria fix mașina pe care o configurase în așa, pe lângă cea pe care o configurase inițial, adică asta era dream car-ul lui. Adevărat, nu? Doar că diferea culoarea. Într-adevăr, culoarea o nimerise maică-ta. Da. Deci până la urmă a fost dream car-ul maică-ta. Și dream car-ul tău, dar cu altă culoare. Da, dar și culoarea asta îmi place. Păi nu, n-ai cum să nu-ți placă. Și ce ai? Ai pornit mașina? Mi-a adus cheile și a zis că hai să mergem cu ea în față, să o vadă și ai mie. Și am văzut că se duce așa pe partea dreaptă, se duce pe dreapta și am zis, o conduc eu? Și ai zis, da. Mă. A rămas... cum făceau mâine? Vă povestesc băiat pe cum am luat-o, cum a fost experiența. Iar a fost, poate, mamă,
M-a domnit, vă povestesc. Am venit cu ea, tati am văzut că era mască, îi plăcea Maxim. Ce a zis? Când am văzut-o, ce a zis? A zis că îi place. Bă, ăsta nu prea e seria 4. Și atunci l-am convins că i-am zis că are aceeași cai ca M3-ul. Și n-am, nu prea mai fost problemă. Adică, norocul meu a fost că nu mi-au livrat seria 4. Că așa nu mai eram acum în asta. Așa, și? S-a uitat la ea? S-a uitat, ne-a făcut un preț de listă, o oferte, ce ne-a făcut. Și eu tot l-am disperat acasă cu mașina asta. Păi ziceam, ai M4, dar ai văzut M4 cum arată? Deci tu tot băteai la ea, M4, ai văzut cum e M4, M4. Am făcut 20.000 de poze acolo la când am văzut. Am ajuns acasă, i-am zis că bă, dacă nu vrei să nu-i... Eu rămân pe seria 4 și aștept, că n-am ce să fac. Și mi-a tot ținut morală, albete, că viteza, că nu știu ce, că... Viteza omoară, că stația morți. Și ai zis că o să fiu cumpătat cu ea. Bă, și după aia ai luat mașina. Cred că o lună am tras de el. O lună? Păi da, ți-am spus că a durat ceva. Îl vedeam că și el îi plăcea. Bun. Și într-o zi, nu mai știu. Trecuse ziua ta? Ziua mea de 18 ani? Da. Păi eu, cum mi-a venit să confirmarea la seria 4 la ziua mea de 18 ani? Atunci, și când ai luat mașina? Pe 25 august am luat-o pe asta. Pe 25 august? Da. Și venisem la o petrecere, seara obosit. Și mi-a zis tatică, bă, să te treci la 9, că la 10 trebuie să plecăm la București. Și eu cam presimțeam unde ce se va întâmpla. Da. Și toți cea că a adus, doamna de acolo a adus un seria 4 și că vreau să te uiți. Și eu mă gândeam că nu te-a pleacă, păcălit. Nu pleacă tati de la serviciu doar ca să se uite la un seria 4, că putea să-i trimite și doamna aia poze cu seria 4. Da. Și toți cea că Albert, că seria 4 e frumos, că nu știu ce. Și eu mă gândeam că pentru M4 merge. Uh-huh. După aia la am luat-o, mă rog, nu știu, a zis că e altă mașină față de cea pe care o văzusem eu, dar de fapt e aceeași. Și mi se zice că are 9000 de kilometri, asta avea 0. Și m-am uitat așa puțin la tati și după aia când m-am urcat la volan am văzut că e 0, că e asta, m-am bucurat. Oricum m-am bucurat și pentru aia cu 9000 de kilometri. Am înțeles, deci te-a păcălit că ți-a o mașină cu 9000 de kilometri, dar de fapt ea era mașina 0 kilometri. Mașina, da. Mașina în care te urcase tu și o condusesei din spate până în față data trecută. Da. Și după aia am semnat acte, nu știu, am plecat. Deci prin București am avut o mare frică să-mi lovesc mașina. Nu știu, mi-a fost foarte frică cu ea. Mă gândeam că o să zică lumea. Și-a luat ăla M4, nici n-a ajuns la Slatina cu ea că a lovit-o. Aveai stres. A lovit prost M4. Nu că tati mă și pune pe București. Dă-i, bagă-te. Mergi, bagă-te. Am înțeles. Adică nici mie nu-mi place să fiu încă încetat să încurc circulația. Am înțeles. În București, tu mergi cum trebuie. Da. Legal. După aia pe autostradă, nu știu, M-urile se conduc altcumva față de serie, adică dacă le acționezi imediat. Adevărat. Da. Mamă, ce sunet are. Pe autostradă, dacă aveam 100 și puțin și eu acceleram, imediat fugea de la 100 și puțin și eu nu eram obișnuit cu așa ceva. Am înțeles. Nu mai condusese mașina așa puternică până atunci, nu? Condusesem 850, dar nu-i dăduse foarte tare. Nu prea îi dăduse, adică n-am ieșit cu ea din oraș să am și unde să-i dau. Și eu tot drumul am ținut mâine pe volan aici. Așa erai, nu? Da, deci puteți să-l întrebați pe tati. Pe autostradă era volanul plin de apă la transpirație. Adică atâtea emoții ai avut, da. Și atâta de stresat erai încât transpiraseră palmele, nu? N-am făcut poză la volan că vă arătam. Păi da, bag aici, că bâzie ăsta pe aici cum ești, cincă și mie să nu, că se dă pe roată și să nu bâzie până mașină. Da, să ne trangeze mai mult decât o faci de aici. Da. Da, și asta a fost povestea cu M4. Mami îmi tot zicea, că când m-au anulat cu seria 4, că Albert, că ăsta e un semn. Că ăsta e un semn, da, da? Că nu e pentru mine. Am înțeles. Și ăla a fost un semn că trebuie să-mi iau M4.
Și a fost un semn bun. Băi băieți, facem și un 0-100 cu Albert aici pe zonă. Îl punem mașina pe modul track. O poziționăm pe drept și să vedem un 0-100. Ce face M4 ăsta? Competition. 3, 2, 1, start!